Deci trebuie să pare că două echipe dispar din cele șase de anul trecut. Dispar pentru play-off. Mă refer la Faro aici și la Sepsi. Și asta legat mai de jocul acestor echipe în primul rând. Echipa joacă foarte slab. Și Faro și Gică Hagi recunoaște. De Sepsi nu mai vorbim. Domnul Dioseghi a luat patima asta românescă să schimbe antrenorii. Nu așa se face o echipă. Antrenorii trebuie să lucreze. Nu, sau dacă e un conflict între vestiar și antrenor. Cu siguranță la Sfântul Gheorghe a existat așa ceva. A fost, dar iată că echipa nu își revine nici după ce a plecat Ștorc. Dioseghe, acolo trebuie să intervină. Interesul lui e ca Ștorc să continue și anul ăsta cu echipa, să adune ceva. Și a cedat la prima presiune a jucătorilor sau a doua și a plecat. Și a venit Vali Suciu. Zic, n-am cum se cade, deosebit așa, dar nu poate să ducă pălăria asta atât de mare care a avut o Sepsi pe cap în ultimii 2-3 ani. Vreau să spun că sunt greșeli care se fac, dar să sperăm că vor reveni mai și Faro să revină și chiar și Sepsi, de ce nu? Cu Petrolul, cu Oțelul, echipa care a avut Cluj, echipa care a apărut acum și vor play-off. Dinamo, să sperăm că și Dinamo, deși mai greu să cred că Dinamo va ajunge acolo, mai spus-o de câteva ori. Nu știu, e un campionat, cum ai spus tu la început emisiunii, modest de multe ori, extrem de modest. Da, vedem și această parte. Am avut și meciuri. Vă spun, Mărășinte, 3-3 Botoșani cu Buzău. Cine se aștepta la meciul ăsta? Da, 3-3, nu că... De obicei, când avem meciuri de genul ăsta în fotbalul românesc, le avem bazate pe greșeli, pe foarte multe greșeli. A fost un 3-3 frumos, s-a jucat. Și acest 2-2 la Dinamo, Botoșani. Au fost multe greșeli individuale care, sigur, n-au... Se marchează acolo în faze lucrate, Lucian știe, în faze lucrate. Să văd trasee, să văd faze pregătite, da? Alea sunt goluri frumoase, dar avea lucrate. Dar sunt multe goluri grate, marcate niște erori de Golubović la meciul cu Botoșaniu. E impardonabilă. Sper că ajungi la o mingea care e la 4 metri de tine. O mor doi pe drum și așa n-ajungi la ea. De-aia spun că sunt erori de-astea de... Cosmin, vreau să te întreb Chiricheș. Mulți îl puseseră gata, avea ștampila pusă, Chiricheș nu mai poate, Chiricheș trebuie să se lase, chiar patronul i-a acordat acest sfat. Joacă joi, joacă duminică și îl vedem între timp că aleargă și își face recuperarea. Și din ce informația mea va juca și în joie, din nou. Da? Că Enghezana are o accidentare de durată. Popescu nu e mulțumit de el, probabil, acolo? După meciurile astea ale lui Chiricheș, cred totuși că o să-l folosească pe el. Da, da, așa se aude din... Cum ți se pare Chiricheș noua versiune, nu fotbalistul care trebuia să se lase pentru că așa îi spunea loja sau chiar și suporterii? Pentru că Chiricheș a făcut multe greșeli și iată că îl vedem acum. Da. Chiricheș a făcut niște meciuri bune și la început când a venit la FCSB, știm că era lăudat atunci. După aia a făcut acele gafe care l-au băgat în gura lui Gigi Becali. Între timp a ieșit de accidentarea lui Enghezana în mod clar. A revenit, a făcut două partide bune, mai mult ca sigur o să-l vedem și joi, chiar... Președinte spune că are informații și eu cred în informațiile. Da, cu toate că o să fie un meci mult mai greu joi, adică acolo sunt șanse mai mari să facă din nou gafe, dar luând ultimele două meciuri, Chiricheș arată bine, dă stabilitate acolo, are experiență și să vedem acum când o revine Enghezana. Cred eu totuși că oricât de bine ar juca Chiricheș, Enghezana rămâne acolo...